Bine. Bun. Da, dar nu e pantofar. Este prestageria fusta. Nu este pantofar. Și e prea mare pentru ce avem noi nevoie. Uite așa, Alina. Wow. Așa. Nu vreau de plastic. A, nu vrei de plastic? Nu vreau ok. Suport de ziare. 12 euro. Deci așa ceva. Așa ceva. 12 euro. Este un, poate fi un suport de ziare, poate fi numai munca care a fost necesară la construcția acestui obiect și își merită bani. Seifuri pentru cine are de păstrat averi. Noi nu avem așa ceva. Valize de lemn. Cutii de rufe. O piesă de mobilier extraordinară. 115 euro. Super, super. Da? Don Quixote cu a lui Don Quixote cu a lui altură, obiect pe care o să-l și cumpăr, da? Cât este de cool. Cât este de cool. Don Quixote din lemn. Stați să vedeți când o să-l arăt soției, să vedeți reacția. Ha, ce faci cu el? Am venit să luăm ceva și tu pleci cu altceva? Tipic mie. Dar ăsta este un produs pe care pur și simplu ah, da, este rupt. E, asta schimbă situația. Ne pare rău de tine, Don Quixote, dar ești rupt la picioruș. Și atunci nu te putem folosi. Na. Era drăguț. Foarte multe obiecte de bucătărie pentru cei care au nevoie, obiecte decorative, pampers pe toate categoriile. Am găsit o rochie. Ferească Dumnezeu! Păi de-aia am venit aici să găsim rochii. Da, mi se pare corect. Adică, cine suntem noi? Familia Ivan. Și ce vrem noi? Pantofar. Și pentru că vrem pantofar, ce facem noi? Ne cumpărăm o rochie. Doamne ajută. Da. E un lucru bun. Adică și rochiile alea trebuie cumpărate. Mă gândesc că nu pot sta așa abandonate la nesfârșit. Cârje, umbrele, tapet. Ce este, frate? Asta este... Cred că este set de petanc ăsta. Nu știu ce este asta. Chiar nu știu ce sunt astea. Da, set de petanc. Sportul pe care nu l-am înțeles niciodată. Set de petanc. Rachete de tenis. De plastic. În stanterie. 12 euro. Pe care să păstrezi. Uite ce drăguț e asta. Vezi? Pentru ce? În stanterie. Să păstrezi diverse pe ea. Aici ceva în scară. Mă uitam sincer la aia. Mă uitam la asta. Păi și dacă uite la asta jos aici. La asta mă uitam. De ce, să umplu casa cu mobilă? Dai seama că le-aș cumpăra pe toate. Da? Ce să face cu ele? Cumpărăm? Umplem casa cu mobilă? Da. Ne-am cumpărat o grămadă de chestii de aici, de mai ales din Ibița. Recunosc că pe unele le-am folosit, pe unele nu le-am folosit. Uite cât de cool sunt scaunele astea.
Dar cu siguranță, poate m-am mai repetat, dar voi spune la nesfârșit, fiecare obiect în care s-a investit timp și pasiune pentru a fi construit, merită o a doua șansă. A, e metalic. Dacă ar fi fost de lemn, ar fi fost ok. Dacă este metalic. Rezervat, rezervat, rezervat. Mobilier, 70 de euro, 28 de euro vitrina, comodă TV, 60 de euro. Căști de motoretă. Cutii de toate felurile, de păstrare, de depozitare. Aici cutie de bijuterie, super, super tare. Un mini fier de călcat pentru pasionați. Foarte, foarte multe obiecte. Obiecte de grădină, lustre, valize, tablouri. Vă invit să nu vă fie frică, să nu vă fie rușine, să nu vă fie scârbă, pentru că obiectele sunt curățate și dezinfectate și chiar aș vrea să văd peste câțiva ani și în România apariția acestor fundații care se ocupă de renașterea, ca să spun așa, lucrurilor care în mod normal alții le-ar considera bune de aruncat. Aici veselă de toate felurile, cuțite, furculițe, farfurii, căni, seturi de pahare, cești. €5. Foarte tare. €10. Pui aici să vină să bea păsările de apă. Obiecte de cuină, obiecte de bucătărie. Pictate manual. Super, super mișto. Seturi de căni. Vătrar pentru cei care au șemineu. Vătrai, curățitor, super. Scule vechi, ochelari și topuri de ochelari, bijuterii. Da, o să-l luăm pe cel mic. Și vedem cu ce mai completăm pe parcurs. Probabil că vom lua... vom cumpăra mica instanterie pe care am găsit-o pentru păstrarea pantofilor. O vom curăța temenic și o vom refolosi.